Bună ziua, domnilor, domnilor consilieri! Ați fost invitați astăzi, 15 iunie 2021, în ședința ordinară a Consiliului Local. Înainte să dau citire ordinei de zi, o să-l rog pe domnul secretar să supună la vot procesele verbale de la ședințele anterioare. Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare de data de 22/4/2021. Voturi pentru. Avem împotrivă. Abțineri. Mențiunea asupra procesului verbal? Nu. Și abțineri nu. Da? Procesul verbal din data de ședinței extraordinare convocată de îndată pentru data de 05/05/2021. Voturi pentru. A trebuit să vă pun în vedere că pot să votez pentru persoanele care au participat la acea ședință, că dar până la urmă e dreptul dumneavoastră. Eu așa consider normal, că pot să vadă procesul verbal, da? Haideți de voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă doamna Nunuț, da? Și domnul Gogov, da? Abține? Două, da? Doamna Albeiu și domnul Dămoc, da? Da, o singură precizare o să fac aici, am discutat și cu domnul secretar și înainte. L-am rugat să încercăm să fim un pic mai operativi în publicarea proceselor verbale, pentru că noi, consilierii locali, să avem timp să studiem mai în amănunt aceste procese verbale și să le votăm în cunoștință de cauză. Da. Mulțumesc că dau citire ordinei de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind utilizarea definitivă a excedentului pentru restituirea tranșei 1, TVA-ul aferent tranșa 1 de plată, primite pentru obiectivul alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în satele Socotor, Recea, Galeri, Răcătău Răzești, Bazga, Răcătău de Jos, Comuna Horgești și a dobânzii datorate conform OUG numărul 49/2015. Inițiator, doamna primar Temea Luminița Adriana. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumurilor burselor pentru anul școlar 2021-2022 pentru elevii din unitățile din învățământul preuniversitar. Inițiator, doamna primar Temea Luminița Adriana. Și punctul 3, întrebări și interpelări. Discuția asupra ordinei de zi. O singură mențiune, dacă îmi permit, o să fac eu. În luna mai, după cum bine știți, nu am avut ședință ordinară, a fost doar acea ședință de îndată cu proiectul de hotărâre privind rambursarea avansului pentru proiectul de apă și canalizare. Iată că în luna iunie avem două proiecte de hotărâre. Unul se referă tot la a rambursa niște bani pentru proiectul de apă și canalizare, iar al doilea este proiectul burselor pe care noi l-am mai avut pe ordinea de zi în urmă cu 3 luni de zile, dacă nu greșesc. Atunci, tocmai la sugestia mea, pentru că nu era bine documentat, a fost retras de pe ordinea de zi. Nu. L-am retras înainte. Nu v-am dat cuvântul, vă rog frumos. Păi, dar nici nu o induceți în eroare și era vorba de votare, nu de... Doamna primar, nu v-am dat cuvântul. Vă rog să așteptați să vă dau cuvântul. Nu suntem dictatori aici. Spuneți realitatea. Vă rog să aveți bun simț, da. Ca să nu începem o... Da, nu are rău. Deci bun simț este că minți. Doamna primar, nu a venit să facem spectacol, nu a venit să ținem ședința de Consiliul Local. Asta e realitatea. Ceea ce am atras atenția și în ședința de comisie e faptul că nu e normal ca în 2 luni de zile, pe ordinea de zi a unei ședințe de Consiliul Local, să nu avem practic niciun proiect pentru progresul acestei comunități, pentru dezvoltarea ei. Batem pasul pe loc și e trist că se întâmplă lucrul ăsta. Dar asta e realitatea. Da. Având în vedere cele menționate, supun la vot ordinea de zi în forma prezentată. Cine este pentru? Avem abțineri. O abținere, doamna Nuț. Și la mine. Împotriva? Da. Da, intrăm în ordine de zi. Primul proiect, dau cuvântul inițiatorului, doamnei primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Domnul consilier, ați primit documentele în termen, știți despre ce este vorba, consider că altceva de adăugat nu este, lăsăm cei care tot vor să comenteze, să comenteze, eu acord timpul meu celor care au nevoie mai mult de el. Ce nu s-a înțeles? Întreba dacă ați terminat. Se înscrie cineva la cuvânt? Domnul Boboc? Altcineva? Da, mă treceți și prin încă. Domnul Boboc, aveți cuvânt. Domnilor consilieri, o să fiu scurt. Având în vedere că proiectul ăsta viza bunăstarea comunităților noastre, satelor comunităților noastre, eu zic că e bine să ne trezăm chiar și acum la 11 la ceas. Se dă drumul să se implementeze proiectul ăsta cu apă și canal. Asta e părerea mea. Sunt consecvent. De la început am fost împotriva desfințării acestui proiect și mă gândesc că e bine. Că au făcut și nu au pus problemele astea ca bulgărul cu sare. Că cade pisticofii. Nu au pus nici cei de la Groseni, nici cei de la Pânceri, nici cei de la Părinți. Au vrut tot binele comunilor și părerea mea e să-i dăm drumul la proiectul ăsta, să se implementeze, noi mai cramponăm cu tot felul de idei spune. Atât, domnul. Mulțumesc, domnul Boboc. Da, cu permisiunea noastră o să mai completez și eu ceea ce a zis domnul Boboc. Da, practic astăzi mai vine încă o fel, să ne apropiem de finalizare, să rambursăm toți banii care... E normal ca firul să-și ceară banii înapoi, din moment ce noi nu am fost capabili să ducem la îndeplinire acest proiect. Acum, întrebarea care se pune e ce facem noi, Consiliul Local Corcești, pentru ca vinovații să răspundă. N-am auzit pe nimeni să vorbească despre cum s-a ajuns aici. Eu am solicitat încă de acum câteva luni de zile toate documentele din care să reiasă plățile care au fost făcute pentru realizarea acestui obiectiv. Nu mi-a fost puse la dispoziție, nici nu mă aștept, decât aici se merge pe varianta doar dă-ne o judecată. Dacă nu-ți convine, dă-ne o judecată. Da, eu ar trebui să-mi pierd timpul, dar ar trebui să-mi dedic toată energia stând în tribunale cu primăria, ca să aflu adevărul. Nu e normal să întâmple lucrurile astea. E normal să fim transparenți, e normal să muncim în folosul cetățeanului. Și tocmai de asta mai fac un apel, aș ruga dacă se poate, chiar avem jurist nou angajat în primărie, să facă demersurile, să ia din urmă toată documentația, să vedem tot ce s-a muncit în acest proiect, pentru că există o echipă de proiect responsabilă care a muncit în acest proiect, care a fost remunerată. Trebuie să existe acolo pontaje, trebuie să existe rapoarte de activitate, să vedem exact ce s-a muncit, cine răspunde. Pentru că într-o ședință anterioară s-a afirmat public că primarul nu a înțeles suma pe care noi trebuia să o plătim pentru acest proiect. Este inadmisibil așa ceva. Deci, la ce nivel suntem dacă noi afirmăm că nu înțelegem o sumă, cât suma de implementare a unui proiect? Nu putem să ne jucăm chiar așa cu sumele. La fel s-a întâmplat și cu centrul comunitar. Adică, asta e... Nu e amatorism, pur și simplu e rea intenție. Eu așa văd lucrurile. Și tocmai de asta sper să se facă demersul către Curtea de Conturi, măcar să ne recuperăm prejudiciile. Am văzut oameni optimiști care spun că nu, că de fapt asta și este și motoul, că asta se mizează, faptul că să vină alt proiect. Doamne ajută să vină, cine nu-și dorește, dar noi trebuia deja să avem 3 sferturi din comunitate trebuia să aibă apă canalizare. Deci anul 2023 trebuia să ne prinză cu apă și canalizare în 3 sferturi din comună. Din păcate, lucrul acesta nu mai este posibil. Asta ați decis, asta ați votat. Cetățenii trebuie să știe, să fie informați că ăsta este adevărul. Trebuie să știe că doamna primar a fost manager de proiect, deci ea și-a pus semnătura, deci ea trebuia să știe proiectul ăsta din scoarță în scoarță. Așa cum spunea unii că ei știu totul din scoarță în scoarță, doamna primară știe totul. Deci nu poți să vii să spui că, domnule, renunț. Nu și în campanie electorală. A fost promisiune, domnule, că fac proiect de apă canalizare, îl duc la îndeplinire. Nu poți să vii la 9 luni, te suntem la 9 luni de mandat și practic renunți la cel mai important obiectiv de dezvoltare al unei comunități. Da, sincer, îmi pare rău, asta este decizia pe care am luat-o. Da. Asta e. Mulțumesc. O secundă. Domnul Mitică, vă înscrieți la cuvânt? Da, nu mă... Forțat și s-a discutat. Nu aveam de o rugăminte, vă rog. Eu când invit lumea să se înscrie la cuvânt, da. Vă rog să vă înscrieți pentru a vorbi despre proiect, nu pentru a discuta ceea ce nu v-am nominalizat, deci nu ați avea niciun motiv să interveniți acum. Domnul, deci doar să interveniți. Domnul președinte, atenție un lucru, dumneavoastră sunteți președinte și de regulă la noi în ședințele Consiliului Local, lista rămâne deschisă. Lista rămâne. Iar când ați afirmat noi Consiliul Local, ce să facem? Eu cred că fac parte din Consiliul Local. Nu am spus că nu vă dau cuvântul. Mulțumesc. Să încercați să nu mai fiți doar reactiv la ceea ce afirm eu. Nu, chiar vă aprob. Chiar vă aprob ceea ce ați spus. Asta vreau să zic. Mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu ce a zis dumneavoastră și în special cu ce a zis domnul consilier Boboc. Să mergem cu proiectul ăsta mai departe. Pentru că n-a vrea să fac o glumă acum, că m-au cuprins remușcările, că am votat nu știu ce, cum, și am distrus comuna și ce s-a întâmplat, de unde. Timp de 4 ani de zile, timp de 4 ani din 2016 până în 2020, toți, inclusiv dumneavoastră, ați luat la cunoștință de acest proiect. Toți consilierii care erau în mandatul acela. Îmi amintesc foarte bine și dumneavoastră vă amintiți și ați și citat în ședința când am renunțat noi la proiect, că dumneavoastră și ați avut perfectă dreptate atunci când ați spus, domnule, nu putem, când s-a mărit suma, de la 12 la 24 de milioane de lei. Ați fost, v-ați abținut, vot care înseamnă tot împotrivă și Dancă care a fost inițiator sau a fost împotrivă. Deci, asta este istoria. Cunoșteați foarte bine lucrul ăsta. Și ați avut dreptate cum o să fie bani. Eu am fost printre cei care, se zic prin cuvântul meu, am influențat să mergem mai departe cu proiectul. Și am explicat și cu ordonanța 114 și poate să dea bani înapoi. S-am mizat pe faptul că probabil o să fie cu o finanțare de la Guvern, Consiliul Județean. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, a căzut Guvernul. Problema este în felul următor acum. În campania electorală, dumneavoastră în luna septembrie, vă angajați printr-un videoclip că dacă voi fi primar până în anul 2023, în decembrie, voi duce la îndeplinire proiectul cu apă canalizată. Bun, precis. Întrebarea mea este așa. De unde găseați dumneavoastră pentru cu finanțare 3 milioane, aproximativ 3 milioane de euro, și în momentul în care veți justifica tuturor consilierilor și pe urmă pe Facebook celor care vă urmăresc, eu îmi dau demisia din Consiliul Local pentru că am votat ceva care e împotriva cetățenului. Iar dacă nu, înseamnă că îndatoram comuna cu 3 milioane, nu știu dacă dădea cineva bani, și asta numai în interesul cetățenilor nu era. Concret, domnule, eu dacă ajungeam primar, aveam de acolo banii și făceam proiectul. Eu am mai avut discuții de asta, poate nu ajungeam aici, poate nu știu ce. Dom'le, concret, altfel nu dă nimeni bani. Dacă dumneavoastră dea sursa, îmi spui, da, dom'le, uite de acolo și eu la ora actuală, 9 luni de zile, eram cu apa, măcar să bat șanturile. Dacă demonstrați lucrul ăsta, suntem anumiți oameni în sală, este camera, eu îmi dau demisie de Consiliul Local și nu vă mai necăjesc și nu mai sunt reacțional, cum spuneți. Bun, că ați făcut discuții și despre burse. Dom'le, doamna primar, păi nu, că dumneavoastră ați discutat și despre borse. Eu trebuie să dau acum tot, fața dumneavoastră. S-a renunțat la proiectul de hotărâri înainte de a lua cuvântul nici dumneavoastră, nici eu, doamne, renunț. Acolo am vorbit la ordinea de zi, acum vorbim la primul proiect de ordinea de zi. Eu vă ascult, dar atenție, președintii, înseamnă că mai ascultă și pe ceilalți. Categoric, categoric. Bun, doamna, nu... Eram scrisă. Era înainte domnului chiar Mitică. Deci haideți să lămurim o situație. În prima dată și prima dată vreau să lămuresc cu acea 3/4 de comună care la ora actuală sau 2023 ar trebui să beneficieze de apă și canalizare. Haideți să lăsăm tot populismul acesta și să spunem ce înseamnă 3/4 de comună. Domnul Boboc, pe Sovodor, conform proiectului, nu punem casele noi, care nu erau și nu existau la vremea aceea, deci nu avea cum să fie prinse în proiect, să fi fost acum conectate la apă și canalizare. sunt doar, deci trecută, doar partea din dreapta a drumului județean, partea din stânga nu. Și sunt numai primele două drumuri. Deci ar veni până în dreptul, cred că unde e magazinul Bebe, nu vine al doilea drum. Nu? Acolo vine al doilea? Da. Deci eu vă spun pe Sohodor, nu zicem strada nouă, nu că nu exista și tot atât. Deci, dacă dumneavoastră faceți un calcul acum, din Sohodor la Marta, proiectul nu este nici jumătate din Sohodor, nici jumătate. Eu vă zic că aș putea zice fără să mit un sfert, dar să zic o treime. După aceea, mergi pe Recea, e la strada principală până la pod. Iar putem să spunem ca număr de locuințe că nu este decât aproximativ jumătate ca număr. Mergi pe Galeriu este, după aceea mergi pe Răcătău-Răzești, unde este tot strada principală și v-am zis când faci, imediat ca să vă dau cel mai mic exemplu, că acum cunoaște toți, a fost primar. Nu asta nemulțumirea ați arătat-o. Nu. Ați arătat-o că nu-ți bani, că n-ați înțeles cifre. Păi mă lăsați, m-am întrerupt. Deci, la Răcătău este drumul principal, drumul județean și ca un exemplu, cum am spus, chiar unde locuiește un fost primar, că locuiește la strada principală beneficiază și toate celelalte case care urcă imediat, deci vecinul din spate și alte case, nu beneficiază. La Bazgar nu ajunge apa, la Răcătău-Răzești sus nu și Răcătău de jos. Deci, per comună, nu e discuție că jumătate, 3 sferturi ar fi beneficiat. Dacă o luăm așa și-au spus... Nu, păi lăsați-mă să termin. Dacă spuneți că era atât de rău proiectul ăsta, a fost manager de proiect, de ce l-ați... Deci lăsați-mă să termin ceea ce spun. De ce ați aprobat mărirea valorii proiectului? Eu n-am aprobat mărirea valorii proiectului. Cum? 10 consilieri pe TNR, 8 consilieri... Deci iar am spus că nu am fost și n-am știut de mărirea proiectului. De ce îmi băgați vorbit? Domnul Dămoc, lăsați-mă să termin. Acum recunoașteți că din ședințe fugiți. Era pur și simplu și n-ar trebui să fac public, dar sunteți sub orice critică de lipsit de bun simț. Deci eram, fata mea cea mare avea examen la facultate. Îmi permiteți să am dreptul să fiu cu copilul meu la facultate atunci la examene? Da. Deci nu poți să-mi spui că fur de ședințe, am participat. Da. La toate ședințele de Consiliul Local, inclusiv astăzi, vedeți, inclusiv astăzi, pentru că trebuia să plec la Bacău, de la 2 am mutat la 12 ca să particip, deși domnul Dămoc a spus că se pot ține ședințele și fără prezența primarului. De acord, am vrut să particip. Și asta arăt că nu fug. Deci să fim înțeleși, iar acea sumă de care se spune că ar trebui să o împrumutăm și pe care nu cred că ne-ar fi acordat-o cineva, era prea mare pentru bugetul comunei și ca să susțin nici jumătate din cei care ar fi beneficiat de apă. Și s-a spus, nu avem apă potabilă. Bun. În această situație ar fost Orgești sau satele, putea să meargă vecinul să vină dacă dumneavoastră, domnul, aveați apă, domnul Velea. Și vecinul din spatele casei nu venea cu bidonul să ia de la dumneavoastră? Nu era ceva. E contorizat. Deci să se înțeleagă că nu a fost rea voință sau rea credință și poate interesul meu cel mai mare a fost să meargă acest proiect. Așa, pe bucățării tot era bună. Da. Da. Mulțumim, doamna Nunuț. Asta vreau să întreb. Nu se putea redimensiona proiectul la suma care noi aveam disponibilă? Am fost și am avut discuții. Dacă vă pot răspunde și pe astea, că am fost și am avut discuții. Da, da, doamna Nunuț. Am fost și ne-am întâlnit la Bacău, la Jefir, se merge, da? E Afir, știți pe de. Și au venit cu propunerea. Am primit avut scris, deci răspuns scris, de la consultat care ne-au spus că nu se poate. Adică s-ar putea îngrișa să ajungem la suma pe care ne-am permit-o noi. Dar în situația aceasta trebuie să reluăm, să facem alt proiect, deci să plătim o proiectare și să refacem licitația și totul, pentru că au fost alte condiții și acum e posibil ca în situația actuală să poată, să oferim, domnul Budnară, să oferim mai multora posibilitatea să se înscrie, adică să facă față, să se înscrie la procedura de licitație ca firme. Și mai se punea problema, mă scuzați, că după acele modificări, AFIR-ul trebuie să dea acordul că respectăm condițiile de eligibilitate anterioare. Adică dacă redimensionezi și atunci automat ai un număr mai mic de populație deservită. Vă dați seama că firul spunea nu, păi aici ai trecut inițial. Deja avem un număr de populație mică deservită din proiect, din faza inițială a proiectului. Adică nu schimba nimic. Trebuia să reducem, ca să reducem costurile. Reduceam costurile în felul următor. Mergeam pe teren și întrebam din poartă în poartă, efectiv cine vrea, pentru că nici măcar... Dacă voia Osel Budnaru, că e la drum principal și apoi 4 case nu mai voiam după el, dar proiectul de apă și canalizare deservește și ulițile aferente. Tocmai asta este, că nu prea era pe ulițile aferente. Și doamna, vă zis, am întrebat și dacă noi modificam, avem răspunsul scris, deci nu e ceva și putem să vi-l punem la dispoziție. E răspunsul scris care spune clar, dacă nu se poate modifica, iar discuția a fost că dacă modificăm, trebuie să facem un alt proiect pe care să-l plătim de să dăm alți bani și să reluăm procedura de licitație pe proiectul actual. Din 2016 până în 2019... Satul Orgești, clar că nu era prins absolut deloc. Da, dar asta să știți că în toate proiectele nu se prind absolut. În toate proiectele nu se prind absolut toate satele dintr-o comună. Asta nu trebuie să fie supărare de cineva că cineva are, cineva nu are. Nu primim niciodată atâția bani încât să rezolvăm toate problemele la toate casele. Dacă îmi permiteți, vă dați seama, deci dacă doar în formula asta, cum spune doamna primar, fiind cuprinse, nu știu, jumătate, poate din locuințe, cum... 360 de gospodării și 500... Vă dați seama ce valoare va avea proiectul cu toate satele comune și cu toate... Deci nu ne vom permite niciodată. Stimați, domn, dar nu să iau calcul numărul de... Domnule, am luat mâna ta, poți să vorbești în răspuns la un șel iocean. Nu să ia, domnule, în calcul numărul de gospodării. Să iau în gime, domnule, care țele de canalizare, să iau în gime. Păi, tocmai, și dacă ne extinde mai mult, nouă, automat, probabil se va dubla. Se poate ca sursă de finanțare să găsești o sursă de finanțare mult mai mare decât cea care a fost aici. Și noi am încercat să obținem finanțare mai mare, am zis, haideți să acceptei. Nu, AFIR-ul a zis că ăsta e maximul pe care îl oferă. Atât. O întrebare, dacă îmi mai permiteți. Deci AFIR-ul, practic, în acest proiect își recuperează prejudiciul. Dumneavoastră, ca primar, ați început demersul să recuperați prejudiciul cu cauza bugetului local? Prejudiciu care? Când o să se constate de un organ de control, pentru că v-am zis, am avut discuții inclusiv cu domnul director al Curții de Conturi, când o să vină control și o să constate un prejudiciu, așa cum s-a făcut până acum, se vor face demersuri pentru a fi recuperat acel prejudiciu. Dumneavoastră cunoașteți că sunteți totuși, fiind persoană care, zic eu, că ați făcut, aveți studii superioare, chiar dacă nu juridice, dar totuși aveți studii superioare și spuneți că aveți atâta experiență în multe alte domenii, ați putea ști că un prejudiciu nu poate fi constatat de către simplu o persoană, dar fără să fie un control și un act, un proces real. Dar haideți să fim corecți și să lăsăm lucrurile mai departe. Dacă cunoașteți că ați prejudiciat... Nu pot să recunoști ceva, ce dovadă? Aș putea să vă fac și o plângere pentru asta. Și cred că am să o fac. Dom'le, și noi am prejudiciat că am... Deci, domnule consilier, sunteți aici, nu fac ca război. Domn, a spus că să recunosc că am prejudiciat. Deci eu o să fac o plângere. O să fac o plângere că nu se poate. Deci să ajunge, noi suntem, poate sunt hoți apare. Asta e cu la amenințări acum. Nu vă ameniți, v-am spus că dacă era amenințare, ce? Dumneavoastră sunteți cel care nu mai... Da, mai are cineva de spus la acest proiect? Dacă nu îl supunem votului, cine este pentru? Mă rog să tăpăm. 6. Anume dacă îți considerăm că s-ați banii. Împotrivă? Împotrivă avem 1-2 voturi numai, da? Domnul Tăboc și domnul Bogoc, da? Și abține? 2, da? Doamna Nunuț. Nicoloce dumneavoastră. Și domnul Albei. Doamna Albei. Domnul, scuzați. Deci proiectul a fost adoptat, da? Mergem mai departe, proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul curselor pentru anul școlar 2021-2022 pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar. Dau cuvântul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Așa cum v-am zis, domnule consiliere, ați primit documentele, dacă aveți ceva discutat, dacă aveți ceva de adăugat, acceptăm propuneri în măsura în care și bugetul o permite și totul este legal. Ați văzut, sunt adrese inclusiv de la școli, de la cele două școli, personalitate juridică, care au de alte, la rândul lor, de două școli în subordine. Înscriem la cuvânt doamna Nunuț, domnul Mitică, altcineva? Mă treceți pe mine, vă rog. Doamna Nunuț, aveți cuvântul. E o situație în care trebuie să răspund, dacă nu, nu e cazul. Nu am înțeles, deci nu s-a făcut o departajare între bursa de merit, bursa de studiu și bursa de ajutor social. Pentru că el la de merit totuși trebuie să-l motivezi, dacă totuși dai, nu? Toate. Ca să fie jurist, aș putea și eu să spun, dar haideți, domnul secretar. Nici măcar nu știți foarte mult juridic. Am plecat de la valoarea minimă stabilită prin HG, adică 100 de lei pentru anul ăsta. Ne-am raportat la suma pe care o avem prinsă în bugetat, adică 10.000 de lei pentru întregul an. Ne-am raportat la ceea ce ne-au transmis școlile și de o parte și de alta. Și atunci am spus, într-adevăr, pe de o parte să spuneți că trebuie să existe o diferență între bursa de merit și bursa de studiu. Nu există în textul legii în care să spună că bursa de merit sau bursa de studiu trebuie să aibă o valoare mai mică sau mai mare. Există, în schimb, în textul legii și în hotărâre, dacă prevăzut faptul că bursa socială poate fi cumulată cu bursa de merit și cu bursa specială, pentru că sunt două criterii diferite și se acordă pentru două. Și atunci, ne-am raportat inclusiv la modul cum Ministerul Învățământului la această dată a transmis situațiile cu bursele și la fel toate bursele au fost încadrate la 100 de lei. Referitor la numărul burselor, la fel, ne-am raportat la banii care avem la această dată bugetați. Am încercat ca cu acei bani să putem da un număr cât mai mare de burse. Cam asta am avut în vedere, nu eu, toți faptul cei... că la școală oricum sunt și alte burse care se dau, deci să se înțeleagă, sunt și burse care se dau, sau da banii la minister direct la școli să se dea bursele, nu sunt numai aceste burse. Deci aceste burse sunt pe finanțarea noastră în secundară. De asta Răcătorul a spus că au suficiente fonduri. Noi n-am exclus prin proiectul de hotărâre, deși am pus acea adresă în spate, n-am exclus prin proiectul de hotărâre Răcătorul, pentru că nu știm ce se poate întâmpla peste două săptămâni, peste o... Vedeți că este o situație destul la nivelul de țară. Haideți să citim puțin adresa de la Răcătorul. Subscrisa școala gimnazială Răcătorul prin directorul Leonte Constantin, prin prezent vă aducem la cunoștință faptul că nu solicităm alocarea de sume din bugetul local al Comunei Vâlcești de Bacău în vederea acordării de burse de performanță, merit, studiu și sociale, motivat de faptul că ne-au fost alocate de la Ministerul Învățământului sumele necesare acordării burselor mai sus enumerate. Este adresa din 8/6/2021, înregistrată cu numărul 1062 la școala Răcătău, 4715 la primăria Comunei Horgești. Da, și exact mai zis domnul secretar, nu am luat în calcul numai pentru Horgești, dacă se ajunge și o modificare, atunci... Până la urmă, aceste burse vor fi acordate și banii virați în baza unor dosare stabilite de către școli. Poate Răcătoul, la un moment dat, din diverse motive, s-ar putea să aibă nevoie, chiar dacă acum au spus. De-aia am spus să nu facem o hotărâre limitativă care să ne încurce sau să ne oblige la un moment dat să ne întoarcem. Legea obligă primăriile să acorde un număr în limita fondurilor bugetate, un număr de burse. Nu spune nici câte, nici care este limita bugetară. Atât o avem, atâta s-a acordat la această dată. Dacă ulterior se va constata în baza documentațiilor emise de către școli că ar mai fi nevoie, veți avea în vedere o eventuală rectificare și acoperire în funcție de nivelul de nevoie de la acea dată. avem cadrul legal de a acorda aceste burse, ceea ce este cel mai important. După aceea, dacă apar situații neprevăzute, care știți foarte bine că nu pot fi avute în vedere la momentul, foarte multe hotărâri au mai fost modificate, inclusiv în ceea ce înseamnă bugetul, n-ar fi nici prima, nici ultima rectificare. Dar am spus, noi suntem obligați prin lege ca și UAT să avem o hotărâre care să aprobe aceste burse. Le-am aprobat în baza legii care ne obligă, adică în limita fondurilor bugetate. Mulțumesc, domnule secretar. Domnul Mitică, aveți cuvântul? Da, eram neclar cu răcătăul de ce nu apare, dar am înțeles acum despre ce este vorba. Pentru că Hărgești la Răcătău are suficientă sumă și nu aveau nevoie de la bugetul local. Dacă am încercat să intervin un pic mai înainte în discuția contradictorie, să zic, între domnul președinte și doamna primar, dom'le, tare rugăminte aș avea să nu transformăm ședințele, să nu luăm exemplu de la ședințele de comisii sau de în Parlament, deputați de astea, că este un spectacol grotesc și fac acolo aleșii noștri cu funcții mari, care sunt și ne reprezintă poporul român. Și n-aș vrea și la noi să întâmplă lucrul ăsta, folosind și expresii care nu cred că de regulă îi caracterizează pe cei care le folosesc. Aș aminti, domnul președinte, că acum 3-4 luni, când a fost retras acest proiect de hotărâre, după ce doamna primar l-a retras, dumneavoastră ați folosit o expresie chiar amuzantă pentru mine, că dacă eu făceam proiectul ăsta de hotărâri, mă făcea varză nu știu cine. Parmi eu nu urmăresc procesul liberal, dar mai încă memorie mai am și mai țin minte. Deci nu la sugestia dumneavoastră, ci din proprie inițiativă, că așa prevede și legea. Din proprie inițiativă, inițiatorul poate să-și retragă, dacă vrea, proiectul de hotărâre. În urma discuțiilor pe care noi le-am avut în comisia de specialitate. Dar când s-au participat la comisii? Nu. Eu țin minte că ne lipseau de la școală. Nicio problemă. Asta știți de ce, dom'le, de la o nimica toată se pleacă la discuții contradictorii care pe urmă se transformă. Ești așa, eu sunt așa, prejudiciu normal se stabilește de către un organ de control care poate fi Curtea de Conturi, dar se confirmă de o instanță de judecată. Pentru că dacă s-ar fi stabilit prejudiciu și vinovatul de Curtea de Conturi, școala de la Răcătău era gata acum. Nu durau procesul 4 ani, 5 și poate mai durează la apel, dacă sunt, nu știu, pe și în stadiu sau nu știu ce. Și pe urmă la apel și la... Haideți să rămânem la subiect, dacă... Păi, domnul președinte, sunt și discuția pe lângă subiectul dumneavoastră, văd că nu vă uzați de ele, mi-ați dat voie și la ceilalți. Mulțumesc! Că chiar aș putea să... dar să lăsăm pentru întrebări și interpelări. Că deștiți numai 2 proiecte pe ordine de domnule, noi nu ne apucăm să scriem versuri de dragul de a scrie, înșărând cuvinte goale acolo. Păi puteam să facem 7 proiecturi de ordine de zi, să pună informări de nu știu de care, ca să ne întâlnim și să luăm indemnizația. Nu este un proiect de hotărâre pentru gospodăria comunii, pentru că nu ai datele, nu ai studiile, nu poți să vii cu el, ce să faci? Atât. Conform codului administrativ, ești obligat să faci o ședință ordinară. Doamna dragă, codul administrativ spune clar, pentru că am mai avut discuția asta, codul administrativ spune clar, Consiliul Local se întâlnește în ședințe ordinare lunar la convocarea primarului. Ședințele pot fi și extraordinare sau din dată. Trageți concluzia dumneavoastră cu codul administrativ acum. Respectiv spune clar specific. Da. Proiect, ședință ordinară. Ședințe ordinare. În loc de interpretări la ordinare. Ședințele pot fi și extraordinare sau din dată. Dar nu pe articolul respectiv. Asta e supărarea. Nu, dar asta e ce pot. Nu, dar eu am văzut la niște discuții chiar ale domnului Claudiu. Vă rog, haideți, mai discutăm la subiect, că așa ne întindem. O să vă rog să-mi permiteți și mie să zic părerea despre acest proiect de hotărâre. Am uitat și peste criteriile generale de abordare a grupurilor elevilor din învățământul preuniversitar testat. Așa cum s-a discutat, deci o parte din bani au venit de la Inspectoratul Școlar direct către școli și diferența, în funcție de solicitări, ar trebui să o acordăm noi, Consiliul Local Orchești. Acum aș vrea să-l întreb, de exemplu, pe domnul Budnaru, ca și reprezentant al Consiliului Local la școala de la Răcătău, care e situația? Câți elevi sunt mai exact beneficiari de burse la școala acolo? Pentru că, și în primul rând, o să mă gândesc la bursele sociale. Noi suntem o comună unde avem peste 400 de dosare de ajutor social. Automat, marea majoritate a acestor familii au și copii care sunt la școală. E logic că toți acești copii au dreptul și la o bursă socială. Nu are cum să-ți ajungă banii, nu are cum ca noi să aprobăm doar 20 de burse pentru toată comuna. Deci e clar că se vor face cumva diferențe și aici mă gândesc cum, pe ce criterii. Bursa de studiu se acordă tuturor familiilor care au venit minim de persoană la salariu mediu și care au media generală cel puțin 7. Din nou, cred că se încadrează foarte mulți copii. Sunt comune, sunt localități unde sunt sute de copii beneficiari. La noi nu e ok. Deci, proiectul cât nu este bine fundamentat și nu cred că se vor face diferențe. Se lucrează la secretariat pentru situația respectivă. E o problemă dacă încă se lucrează, pentru că noi trebuia să știm la momentul când aprobăm, pentru că poate era nevoie de o rectificare. Oricum banii aprobați sunt puțini. El nu cerut are suma? Suntem la finalul școlii, deci noi aprobăm acum bursele pentru al doilea semestru. La momentul ăsta, deja bursele trebuia să le ai plătite, nu să mai vii cu să vezi situația. Tocmai de asta zic, ar trebui să... Am înțeles că n-au primit până acum muntă verde de la... Așteptam să iau și eu cuvântul. Da, dar bugetul ne trebuia. Bugetul, dacă n-a fost buget, nu s-a primit la minister. Dacă n-avea bugetul, nu se dai bani. Mă lăsați, buget ai ca să plătești, dar tu evidența puteai să ți-o faci, să știi exact câți bani o să ai nevoie. Câți bani nevoie? Dar nu știam dacă primim, dacă nu am primit bugetul respectiv. Vorbim, deci noi trebuia să știm, domnule, eu la Răcătău o să am nevoie de 120 de burse, la Horgești o să am nevoie de 90. Dar tocmai că au comunicat la inspectorat câte burse au nevoie. Inspectoratul nu le-o dat în funcție de sumă și inspectoratul. Păi tocmai, iar diferența trebuie să o acoperim noi. Dacă nu avem un minister, nu avem inspectorat, avem bugetul local, pe care oricum bugetul nu l-ați aprobat. Deci nu înțelegeți. Dacă nu venea bugetul, nu se știm cât bani poate-ți dea comuna. Încă o neconcordanță. Bugetul, bursa de... Deci aici sunt gândite 20 de burse, a câte 100 de lei pe 5 luni, corect? Total 20.000 de lei. 10.000 de lei. Nu? Da, 10.000 de lei. Bursa... Pe 5 luni, pe 9 luni. Păi atunci nu iese banii bugetari. Păi nu iese atunci, pentru că... Eu știu și aprobat de noi. Trebuie să găsească banii. Eu știu. Nu poate să spună că nu știu. Acum vorbim de banii care îi dăm noi, Consiliul Local Corgești. Da? Deci avem pentru semestrul al doilea. Din februarie. Nu. Hotărârea este o hotărâre generală care va produce efecte inclusiv anii viitori. Ea este gândită pe un an de zile, dar cu cele 9 luni când se dau burse, pentru că nu se dau burse pe perioadele când există vacanță. Aveți un articol aici care prevede acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre. Se face începând cu semestrul 2. Eu de aici înțeleg că se ia în calcul doar semestrul 2. În cazul nostru, în cazul anului 2021, că suntem la această dată. Păi și câte luni avem la semestrul 2? Dar fi semestrul 6 luni, poate să ai mai mult, ce înseamnă semestru? Nu, dar numai efectiv cât se învață, vacanțele nu se iau în calcul. Dar ca și sumă, eu știu că s-a calculat, este și pe referat. Iar conform criteriilor, bursa de ajutor social, de exemplu, se plătește inclusiv în vacanțe. Deci acolo este o diferență. Deci suma asta, oricum, eu consider că e calculată deficitar, total insuficientă pentru resurse, pentru necesarul din comună și nu știu pe ce criterii o să faceți, o să diferențiați și o să le acordați. Logica bursă școlară e atunci când copilul preventează și vine la școală. Asta, iată, asta e logic. să aibă media 50 la portare, adică să sunt niște norme. Vă rog. Raportul compartimentului de resort, doamna Mădălina chiar spune că suma de 10.000 de lei este suficientă acordării un număr total de 11 burse. Total neadevărat cu proiectul de hotărâri care spune 20 de burse. Da, asta nici nu remarcase. 20. 10 sociale, 4-4, 2 de performanță. Păi și 11, nu? Dumneavoastră spune că doar 11 de buget la da, exact ce spuneam. Din păcate, proiectul se vede că, deși el se revine cu el pe ordinea de zi, e clar că nu-i bine fundamentat, nu-i bine pregătit. Nu, dar atunci când a fost retras, doamna primarul a venit în comisie și a spus că nu erau trimise de la minister toate... Da, nu era vorba de comisie, nu era vorba de buget, era vorba că nu venise de la minister toate... Nu, știu că am dat acum s-au făcut bani. Acum, până merge puțin la doamna contabilă, haideți să rămâim un lucru, ca sume. Normal că sunt multe cazuri sociale, de asta și beneficiază și de ajutor social, și de acel supliment sau alocație complementară. Dar ca să prinzi, acum să fim realiști, lăsăm, știți când se dau, de ce se dau, că sunt mulți oameni care primesc ajutoare sau suplimente, se comentează pe Facebook, când pui situația că din bugetul local nu ai cum să susții un număr de, să dau exemplu, 1000 de burse, atunci se spune, nu, ar trebui să le dăm, știți, că, adică aici ajung eu, exact, să spună, nu vrea doamna primar să dea 1000 de burse. Păi eu dacă dânsul vine cu sumă, eu dau și 2000 de burse. De ce să nu le dau? Dar, pe de altă parte, ca să se știe, eu am discutat cu cetățenii și le-am explicat. Și apropo de proiecte, în ce fază suntem acum, pentru asfaltare, drumuri sătești și comunale, am discuții și sunt pe un domeniu destul de, pe drumul cel bun. Numai că momentan, știți și dumneavoastră, multe fonduri ar fi prin PNDR care n-a fost aprobat, sunt acolo probleme, dar ar fi zone defavorizate care pot să primească o finanțare pentru asfaltare, drumuri sătești și comunale. Fac această paranteză până vine domnul secretar. La noi, la nivel național, zone defavorizate în comuna Borgești sunt Sohodoru, da. Recea și Bazga. Deja am făcut, azi că v-am dat la unii consilieri să faceți și niște chestionare cu cetățenii, sunt obligatorii de trimis, se fac niște anchete, situații și ne-au spus 2 km pe fiecare sat. De exemplu, am gândit și azi o să facem pentru Soodor să mergem, știți exact cum ar fi fost apa Canap, deci alea două, drumurile alea două și strada nouă care sunt foarte multe case construite acolo, că sunt 2 km. Pentru Lecea am luat în calcul, dar o să mai discutăm, toată strada Poștei, știți că e intri pe aici și partea cealaltă, plus când te duci în dreapta că e mult mai rău decât drumul în stânga, pe la Vasiliu, pe la... Iar la Bazga s-a luat în calcul drumul acela de la Păr până în capăt, care este foarte circulat, sunt multe mașini, sunt multe și case acolo, și cum cobor de la Mona Savi de jos la Călinești, că așa se spune acolo, momentan. Iar, pe de altă parte, noi căutăm să găsim surse de finanțare și proiectare pentru asfaltare drumul sătei și comunale, dar de obicei aproape, așa zic, între 5 și 9 km. Dacă noi reușim finanțare și pe partea cu zone defavorizate, automat la cei 5 sau 9 km cât o să se poată aproba, minim, sperăm mai mult, se adaugă și acei 6 care vin pe finanțare pentru drumuri în zone nefavorizate. Defavorizat. 2 km de sat. Acum am făcut că pentru balastare, de ce n-am început? Că sunt obligatorie antimăsurătorile și avem acum, am venit și am măsurat 26 de kilometri, să știți, sunt pe comună, au găsit drumuri când au făcut pentru antimăsurători. Avem un kilometru făcut noi de asfalt, ăsta de la primărie. Ăsta de aici, da, și la antimăsurători. De asta și da, îmi pare rău, adică noi am fi putut, dacă nu se mai cereau și aceste antimăsurători și dacă vreți să știți, pentru kilometru de antimăsurători, știți când ne-au cerut două firme, una 2400 sau 2600 de lei pe kilometru și una 3000 și ceva de lei pe kilometru. Am găsit pe GAL și ne-au luat 800 de lei pe kilometru. Deci din acei 300 de mii pe care i-am pus la drumuri, în afară de dirigite de șantier care e obligatoriu și trebuie să-l plătim, mai plătim și aceste antimăsurători. Gândiți-vă dacă dădeam 2000 și ceva sau 3000 de lei ca să facem media, la 26 de kilometri, însemna că jumătate din sumă o dădeai pe antimăsurători. Dar dacă sunt obligatorii, sunt. Da, avem venit domnul secretar. Da, cred că va trebui să amendăm articolul 1. Numărul de burse era raportat la proiectul inițial care l-am avut și când prima dată erau mai mulți bani. Deci, ar trebui să amendăm și să punem, să ajungem la număr de 11 burse. Spuneți care e modificarea, da. Pot să înțeleagă. No, doamnă secretar, mai tare. Noi am în proiectul ăsta de hotărâre, articolul se aprobă numărul și cuantumul burselor pentru anul 2021-2022, da. Deci noi am aprobat și pentru 2021 și pentru 2022. Așa este. Nu se precizează de bani. Banii, dacă noi hotărâm în Consiliul Local să dăm numărul ăsta de burse, facem rectificare de buget, că primele 5 luni ajung banii. Nu mai umblați că stârnim bugetul. Lăsăm proiectul de hotărâre exact așa cum a fost conceput. Și atunci să dăm un număr de 20 de burse în loc de 11. 20 a fost discuția între mine și Mădălina de azi. Deci contabilul a precizat acolo, contabilul a precizat cât avem în buget. Exact. Dar până la data de 15 iunie când se dă vacanță, ajung banii ăștia. Dacă ajung, e evident, dar după aia va trebui să intervenim cu rectificare. Păi da, inițiatorul a avut în vedere că să rectificăm bugetul, să punem altă sumă. Nu vă văd întâmplător în proiectul ăsta de hotărâri. Domnul Butău, vă permiteți. Deci, bursa se va da pe criteriu primul venit, primul servit? Eu așa înțeleg. Nu știu, domnul, asta. Deci sunt 20. Dar în funcție de... Au venit 20 care se încadrează, când vine al 21-lea, ce îi spunem? Dar oricând există așa și... Dar vine și al 23-lea și vine și al 50-lea, poate, cât cerințe sunt. Categoric. Și eu aș vrea. Dar deocamdată noi am hotărât să dăm pe anul 21 bursele este, 20 de burse. Acum, la data respectivă, când facem plata, avem bugetul, suntem bugetari. În septembrie, nu ați început școala, iar se închide, iar se deschide, nu știu. În septembrie, octombrie, când o să facem o rectificare și dacă iar o să fie burse, să dăm bani, că doar și inspectoratul o dă bani numai pentru la 15 iunie. Da, da, asta s-a spus, pentru exact cum arătare proiectul. Banii care i-au dat inspectoratul școlar și ministerul i-au dat până la respectiv, nu poți fi trimesul următor și o să mai fie bani în continuare. Iar modul de acordare, într-adevăr, legea ne ajută și spune că cade în sarcina școlilor. Acum, cam asta este, așa spune și legea, așa spune și hotărârea noastră. Într-un fel, da, consilierii stau mai liniștiți. Tocmai de asta... Nu trebuie anchetă socială, ca lumea a făcut și o face școală. Care școală? Cine se duce? Care? Cine din școală? Nu, stați puțin. Nu. Dosarul face școala. Școala poate solicita anchete sociale primării. Altfel nici nu poți să acorzi. Despre asta este vorba. Dar să facem și până acum, lucrurile astea s-au făcut și până acum. Dar și alea care s-au acordat cu biozanii, cu caietii, cu unul. Domnul Budău, s-au cerut anchete sociale. Hai să nu facem un dialog, ne scriem la cuvânt. Eu n-am voie și tu ai voie mereu. General, președinte, una, două, mai ridicați mă. Acum eu când vă dau explicați, dar v-am dat o explicație. Este dreptate, domnul Budău, că și tu-i faci, ședințele nu-i faci amate. Mi-ați învățit toate ședințe, că dacă eram și eu așa autoritar... Și mă bucură că domnul Budău vorbește până acolo. Păi da, dar apoi eram pus în față un finit, că nu vreau să vă fac cu un gură. Și am dat dovadă de o viață, de înțelepciuni, că suntem o gură de oameni care trebuie să hotărâm. Nu suntem puși aici la talpa comunii ca să hotărâm, nu să distrugim. Că văd că unii aveau numai idei de a distruge, domnule. Dacă atâta sunt banii, planul general de asta, dacă atâta avem bugetul, v-ați spus de la început, am pus și pentru burte, am pus și pentru aia și pentru aia. Noi am aprobat acum numărul de burse, avem să dăm banii. Ajungem în septembrie, de exemplu am acordat ajutoare sociale. Poate până atunci au nevoie încă 10 oameni mori, trebuie să-i îngropăm. Nu-i mai îngropăm, o să rectificăm bugetul și în funcție de criteriile care le-am probat, le dăm banii. Așa și la burse. Și terminăm orice discuții. Asta e proiectul de hotărâre, asta îl aprobăm. M-a lămurit, mulțumesc, m-a lămurit domnul Budău. Adică noi aprobăm 20 de burse și dăm doar 11. Nu, 20. Dăm 20, nu, avem 10. Am înțeles, m-ați lămurit, ultima parte a discuției. Dacă se aprobă amendamentul meu, dăm mai puține, că eu propusesem amendamentul în comisie. Nu o să aprobi. Sunt pentru că... Fiți sigur că nu o să aprobi. Nu poți să faci diferențe atâta timp cât ministerul. Dar lăsați-mă și pe mine, că acum... Dar lăsați-mă și pe mine să-ți dau ideea ca să înțelegi. Ei, bă, lăsă pe amândoi și noi pe amândoi. S-ar putea că dacă te lămuriesc, nu mai intervii. Dacă și legiuitorul și ministerul au spus 100 de lei să nu facem diferențe. Nu, nu e adevărat. Aici vă contrazic cu hârtiile în mână. Ministerul a spus minim 100 de lei, iar Consiliul Local poate decide suplimentarea. Iar, de exemplu, bursa de performanță, care este o bursă foarte importantă. Ce performanță? Dacă e așa... Cum adică ce performanță? Bursa de performanță... Când a fost la școală, când a dat... Domnul Budău, mă ascultați? Dar anii din urmă nu pot da nici o bursă. Nu învățați școală? Eu asta, și asta aș vrea să mă lămurească reprezentanții în Consiliul de Administrație. Faptul că noi am prevăzut două burse de performanță, asta înseamnă că avem copii care se încadrează la burse de performanță, adică îi știm deja, sau nu? Nu știu, școală. Dar am întrebat reprezentanții în Consiliul de Administrație. Da, burse de performanță? Da, avem elevi cu burse de performanță. Asta ar trebui să fie olimpici și așa mai departe. Tocmai, asta vreau să vă întreb, avem? Păi dacă nu avem... Că au fost cazuri, domnul Dămoc, de exemplu, nu e așa, doamnă, doamnă primar. Adică, eu știu la mine, doamnă, că domnul vorbește. A fost pandemia și nu au fost la Olimpiade, că nu s-au ținut. Dar dacă se țin Olimpiade, nu o să iei. Nu puteți, deci bursa de performanță, dacă mă lăsați să vorbesc, vă înțelegeți. Se acordă pentru anul școlar anterior. Deci dacă școala a făcut adresă, că are copil care a fost la Olimpiadă și a luat locul 1, 2 sau 3... Domnule, 2021-2022, cum anterior. Domnule, vă spun din lege, deci nu... din lege. Deci nu, bursa de performanță o dai din urmă, la fel ca și bursele astea, le dai către semestru 1. N-ați înțeles, deci nu zic, alocăm bani doar acolo să fie cu numele sau chiar avem copil că îi dăm pentru bursa de performanță? Exact, că dacă nu am fost cu pandemia, a fost că dacă... Domnule, din nota școlii... Dar scrie și 2022 aici. Eu rămân la ideea mea. Proiectul nu este suficient. Din nota... Mulțumesc, mai sunt alte lor de cuvânt. Atunci supun la vot... Întâi supun la vot amendamentul. Și anume... L-am solicitat în comisie. Și anume mărirea valorii bursei de performanță de la 100 la 300 de lei. Dar asta, amendamentul, făceam în ideea în care știu că sunt copii care beneficiază. Că dacă nu sunt și mărim și blochez banii, nu mai depun amendamentul. Dar dacă reprezentați în Consiliul de Administrație nu mă număresc, nu sunt, domnule. Când ai văzut banii copiii la Bacău, la București... Iar dacă chiar să fie, noi ne-am bucurat și venim cu alt proiect și majorăm nu la 300, la 500. Supun la vot proiectul în formă prezentată. Deci, votez în sensul că școala n-a specificat posibil borțe de performanță, dar primăria a opus în ideea că s-ar putea să fie. Și este bine. Este bine proiectul aprobare. Da, domnule. Ne raportăm la ceea ce ne obligă legea. Dacă legea spune, autoritatea publică locală acordă burse de merit, de performanță sociale și de studiu. Noi trebuie să le avem toate în vedere. Domenii electorale. Eu nu discut, doamna consilier. Am avut 13. Voturi împotriva, abțineri. Împotriva. Abțineri. Mă abține în ideea în care s-a văzut că proiectul nu este bine fundat. Mergem mai departe, domnul Budău, vă rog. Vă înscrieți la cuvânt la diverse, vă rog. Să-mi datorii de asta. Nu m-a dat, dar de unde să dăm, domnule? Hai să șurăm. Mă rog amintea să nu ne întindem prea mult la diverse, pentru că trebuie să situația, dar totuși s-a dus în discuție, că nu a fost adus în discuție împărțirea banilor la culte. Și haideți să vă spun ce s-a avut în vedere. Suma alocată în buget a fost 900, sau este, că este 90.000 de lei, din care s-a avut în vedere și au cerut pentru bisericile catolică și cele 3 biserici ortodoxe, parohii normal că au în spate, s-au cerut să continue la Biserica Catolică cu casa mortoară să definitiveze și să se facă la Recea și la Răcătău și la Recea, Răcătău și Horgești să facă lucrările, efectiv. Da, și putem? Este proiect la Recea. Da, păi știu, dar aceeași este și la, Horgești și la... Și atunci stația a fost așa, 200.000 pentru, 20.000 pentru parohia ortodoxă Horgești, 20.000 pentru parohia catolică Horgești, la sau 10.000 pentru, nu e parohică, e 5.000 cum, nu știu cum aveți, că nu aveți pe parohii la dumneavoastră, domnul Boboc, și la Răcătău. Sunt două. Parohie, biserica autorizată, stimate doamne. Atunci biserică, mă refer că sunt două, așa. Și după aceea la, în partea cealaltă, unde este, deci 10.000, că tot așa aveți pe Sodor și pe Răcătău, după aceea 10.000 la Recea și 20.000 la Răcătău, pentru că este și Răcătău Răzești și Răcătău de Jos. Și la Recea numai 10.000? Deci la Pentecostal, am spus așa, parohia catolică Horgești 20.000, parohia ortodoxă Horgești 20.000, biserica penticostală, sunt două, cum vine la Răcătău și la Sodor, 10.000 și Sohodor, 10.000, ambele 10.000, da? Aceeași la de 5.000 pentru că nu avem buletin de oraș, nu aveți buletin, e vorba pentru investiția care se face la o casă mortoară, că ăștia bani veniți de la stat. Dumneavoastră nici n-ați aprobat bugetul, domnul, că așa că n-are rost biserica. De ce ați votat așa? Tu n-ai votat? Nu, păi n-am votat. Ce n-ați votat? Și ce mai avem? Avem la Recea. Nu vreți să supuniți la vot? Ia să aud la Recea, da. Nu fixați suma acolo, doamna primar, supuniți la vot. Se prezintă că nu e proiect de hotărâre, e suma inițială și cum a fost împărțit. La Recea, cum ați împărțit? Mulțumim mult. Trebuie, dacă îmi permiteți, hai ca să nu facem fiecare o secundă. Am mai avut discuția asta și în anii anteriori. Eu știu că stabilisem că la buget alocăm o sumă și o acordăm în funcție de referatul de necesitate, cu de proiectul care vine. Așa e corect. Vine cu referatul de ea tot bugetul. Deci, domnul, corect ar fi, e aprobată suma de 90.000 de lei pentru cultii. Dar unde poți să fie? La Recea câte 10.000? Încă 20.000, domnul. 20.000. Că am auzit 20 orgești, 20 catolic, 20. Și acum nu mă întrebați că la momentul ăsta care sunt un pic mai urât, ăla câștigă sau niște bani mai mult. Până acum am scris, dacă măsurăm ordinul de obții, 10.000 de acum. Chestiile astea trebuiau discutate în ședința de comisie, nu știu înțeleg. Negociem acum. Deci, câte au 20.000? Deci, ești... Gata, mi-a dat seama. Domnul Costie, vă mulțumesc. Domnul Budeu, vă rog, înscrieri la cuvânt la diverse. Înscrieri la cuvânt la diverse. Ei, nu, nu. O să mai avem diverse. Întrebări și domnul Mânaru? Domnul Boboc, vă rog frumos. Dați-l afară, domnul Dumnezeu. Ei, nu, că din grupul ăsta. Altcineva la întrebări și interferări, vă rog. Imediat, eu fac lista. Dictează banii statului cu vrea gândul de aici. Deci e Răcătău, Horgeștiu. Deci, am o dată. Până stabilește, doamna primar, se mai înscrie cineva la cuvânt la întrebări și interferări? Domnul Lilă? 20.000. Domnul Bourici? 20.000. Domnul Boboc? Domnul Boboc? 10.000. Domnul Pisecaru? Ortodoxă, da? Da. Domnul Buzău? S-a puțin la aici cu proiectul ăsta. Altcineva? Păi da, așa au venit că e o singură biserică. Da, cu permisiunea noastră mă trec și eu. Cum să nu? Dacă ne-o dați acum, v-ați mulțumit frumos că ați plecat și am un problemă. Am văzut că-i pus în temă omul, participat la părțeană. Doamna primar, mai aveți ceva de adăugat la... Permiteți-mi puțin să citesc sumele, dacă se interesează. Bun. Mențiunea de ce? Hai să spun eu. Biserica Catolică Horgești, 20.000 pentru care la Horgești și la... Ați făcut-o. După aia Biserica Ortodoxă Horgești, 20.000. Biserica Pentecostală de la ieși Soodor și Răcătău 10.000, Biserica Baptistă 10.000. Răcătău îi separă de mare la un reparu, e ceva? 5.000 și 5.000 atunci. Biserica Baptistă 10.000, da, 5.000, Biserica Sărecea 10.000, Biserica Ortodoxă Răcătău, pentru că este și Răcătău Răzești și Răcătău de Jos, 20.000. Practic asta este o informare, nu avem nicio să... Dar subțire la rege, acolo... Pentru că s-a luat... Dar nu trebuiam din loc, nu era mai mult. Dar haideți, când ați mai pus bani... Spun la întrebări și întrebări. N-avem bani pentru apă, n-avem bani pentru școală, n-avem bani pentru toată, dacă să facem pomini, omul să se închine și acasă, să se închine să fie mulțumit. Păi dar... Vezi că o veni vârsta când te duci des acolo, fiecare zi. Domnul Botnaru, aveți cuvântul. Sunt toată camera motivală la biserici, sunt de acord, pentru că asta e civilizat. Dacă îmi permiteți, domnul Mitic așteaptă un răspuns. Aștept un răspuns de la domnul președinte și chiar cu atenție. Așa cum am mai discutat, și asta e lucru esențial, nu trebuie ajuns aici, da? Deci, un primar adevărat și mai ales un merger. Lăsați istoria, de unde găsați 3.000 de euro? Doamne, mergeam și stăteam în fața ministerului, da? V-a legat cu lanțul. Da, da. Am înțeles. Da, dar ea e femeie și nu poate. Câte cazuri cunoașteți că s-au legat cu lanțul și au plecat cu bani? Hai să vedem. Dacă doamna primar venea și mi-a arătat în ședință, uite domnul Dumbo, uite toate demersurile care le-am făcut toate cătile. Și vedeam că nu a primit bani. Rămân cu asilieră în Bacău. Vă rog frumos, spuneți-mi întrebările pe care vreți să le puneți, că restul, dacă vreți să rămâne la discuție, vorba aceea nu trebuie neapărat să vă strict și trebuie să vă pleca. Proiectul de iluminat public. Proiectul de iluminat public. Sunt exact toate hârtiile la aviz la Consiliul Județean. Primim imediat avizul depus și începe licitația și pe strada suport EON-ul, pe strada principală și garantat anul ăsta, noi sper cât mai repede, în 2-3 luni. Și vreau să ne ajutați la când începem lucrările la biserică la Recea, la săpat, la fondații cu bulbă. Casa mortoară cu casa praznicală, că vine de desubt și deasupra, e aceeași clădire. Dacă este tot în regulă, am văzut și la școală, am venit cu buldo. Acum, apropo, pe GAL, dar o să primim fonduri, deja sunt în discuții, noi vrem să prindem acum, că sumele nu să fie prea mari nici pe GAL, pe instituții publice, un grede, pentru că foarte mult la o lucrare de balastai sau la drumuri costă gredelul, ora. Să închirieze. Trebuia gândită de acum 20 de ani. Deci crederul să știți... În terenul de exploatație. N-ați fost cu Consiliu, n-ați avut timp. Altcineva? Domnul Lilă. Chiar aș dori să vorbesc și eu, să vorbesc în sprijinul Soudor și în legătură cu Biserica Pentecostală. Chiar aș vrea să zic. Problema este în felul următor. Am văzut că s-au alocat o sumă cât s-a alocat, toate cultele astea vă caut ceva mai mult față de Soodor. Aș dori din toată inima, nu s-ar putea să se dea mai puțin și să dea mai mult la... puțin mai mult la biserică pentecostală, pentru că la biserica pentecostală... Eu garantez că dacă veniți cu un proiect că faceți, se face casă mortoară, garantat, vă promit, și aici suntem într-o ședință, punem sumă mai mare. Deci, noi am luat, pentru că peste tot este și se cere acum să faci casă mortoară. a fost și e foarte bine văd la Biserica Catolică cât e de bine cu acea casă mortoară. Deci, acum să fim serioși, la biserica și toate biserica arată foarte bine. Bravo dumneavoastră, credincioșilor de acolo, care sunteți enoriași. Dar nu suntem în situație să băgăm o sumă de 20.000 de lei să reparăm la biserică când chiar trebuie și e necesară o casă pasnicală. În momentul în care veniți că faceți casă pasnicală, promit că eu cel puțin îmi dau tot ce găsim banii ca să alocăm o sumă mai mare. Știți, proiectul vă aduc de la Rece, să știu. Știu! Atât, domnul Lilă? Deci ăsta e motivul, nu e discriminare, nu am avut că sunt ortodoxă, că sunt la catolici, că nu sunt la pentecostal sau nu sunt la baptiști, nu. S-a avut în vedere și s-au alocat bani pentru că suma este limitată, am alocat în special pentru a da bisericilor intenția, adică dorința de a face aceste case pasnicale sau case mortoare, normal. Ambele. Da, sunt unde a fost mai mortoare, așa, că aici e problema. Domnul Băurici, aveți cuvântul? În primul rând, vreau să adresez o întrebare doamnei primar. Cum ați ajuns la concluzia că galeriul nu este o zonă defavorizată? Nu noi, dar nu v-am spus cum e trecut în evidență, nu de noi. Deci nu puneți, puteți să fiți atenți și să vedeți. Noi am primit, prima dată mi s-a spus doar că erau, adică și-au văzut, doar Soodorul și Orgești, după aceea e și Bazga. Deci nu eu, asta e făcut o situație la nivel național, nu eu am făcut acea situație. Nu de noi s-au făcut studii, cum fac, presupun. Și trebuie luat în vedere faptul că are avantaje, dar poate avea și dezavantaje faptul că ești într-o zonă defavorizată. Nu ai impresia că te umpli de proiecte, că ești acolo. Absolut, nu suntem plini de proiecte. Nu, dar noi, wow, ce bine că suntem ultimul loc din țară. Nu-i. Dar acestea, când se ajunge la o asemenea concluzie, sunt studii făcute la nivel înalt de specialiști, nu noi decidem de la nivel local că asta e zonă defavorizată sau aceasta nu e zonă defavorizată. Aș vrea să mai adaug aici, cam 2 săptămâni ar doar 2 becuri în galeri, cele de la intrare, restul nu ar. Și cum facem să desfundăm șanțul ăla de la Nochială, că ăla e plin cu pământ și... Văd că Dumnezeu ne binecuvintează cu ploaie. Dacă ați observat, în ultima perioadă că a fost și proiect, oamenii de la ajutor social au fost pe teren, inclusiv la Soudor, la... Dacă ați avut un vicii cu lobaca, un încărcat, la Vădomului, la ajutor social, să-mi trece ciucrie. Eu am văzut și pe băiatul dumneavoastră. Cel puțin 2 băieți de-a dumneavoastră i-am văzut și eu când încărcam la lopată. Garantat erau cu domnul Vicii. I-am văzut. Băieții dumneavoastră. Restul nu era. Îi răspundeți domnului Băurici acum? Păi, mi-a spus de iluminat. De obicei când se întâmplă ceva cu iluminatul sună. Deci n-au fost probleme, a fost cu acel incendiu când s-a trezut, dar că nu sunt exact decât la 2 becuri. O să văd, dar nu, nimeni n-a zis și nu se poate de 2 săptămâni să fie 2 becuri și să nu spună nimeni nimic. Domnul Băurici, așa am și eu că spun oamenii că sunteți delegați să și nu stați în galerie. Așa mi-au spus și am zis că nu eu am ales să fiți delegați să fiți. Deci poate n-ați văzut, m-am referit, poate n-ați văzut că ard becurile totuși, nu erați în momentul acela. Familia mea stă acolo. Așa, asta v-am spus. Eu zic ca să... Dar nu mai batem în aia care sunt departe. Nu, eu am zis ce au spus, dar becurile aici. Deci doamna consilier, oamenii întotdeauna aduc la cunoștință când se arde un bec sau când se arde. Ca să spună că de 2 săptămâni nu ar decât 2 becuri în galeri, eu sunt convinsă, vreau să-l cred pe dânsul, dar sunt convinsă că nu e realitatea așa cum... Doamne, ca să convingă, mergem și aprindem becurile. Acum suntem... Vreți să mergeți în teren? Mergem împreună. Vreți? Acum mergem. Mergem și le aprindem, da? Dar mergem și la cei care nu ard becuri. Păi nu, ați spus că nu ard toate. Păi ce facem acum dacă nu ard 2 becuri? Spuneți că toată comună. Foarte bine. Important e să le simțim la ședință. Noi mergem acolo. Ieri a fost acolo domnul Temea și s-a rezolvat problema. Deci a fost o problemă. E bine. A fost problema de atunci decât sunt probleme. Mergem mai departe. Domnul Băurici, mai aveți ceva? Incendiu care a fost duminică. Când a fost incendiu? Doar atât aș vrea să zic că chiar dacă nu stau în satul Galet, delegați să că am fost ales de către cetățeni. Așa am spus și eu. Mulțumesc. Domnul Boboc, aveți cuvântul. Eu ar vrea să-l întreb domnul Vici că el a rămas singura persoană cu care mai avem încredere că face ceva vizibil. Ce încredere? Domnul Vici, ar vrea să te întreb când să începi curățenia la noastră odor? Am început că mormanii de cum ai pistol toate în drum. Da. Domnul Gelu Goraș s-o plâns acolo la unii cetățeni sodor și am auzit și eu că dumneavoastră v-a dus acolo, l-ați insultat pe beton, nu-l lăsați, are și el acolo un cociu, un coțet, nu știu ce are el acolo, iar dumneavoastră ați luat în dinți problema comunii Orgeri. Acum lăsat, cu Gelu o să rezolva dumneavoastră, că o mare problemă lui, dar cu curățenia satului nostru, când două tractoare care se freacă la deal, la mare, mă gândesc mai sunt și votei mașini, ascultați-mă un pic, se consumă mulțimi de motorină, nu-ți vede nimic, o leacă de curățel la noi, doamne. Avem 250 de dozare acolo, veniți furemorca cu tractorul, încărcăm, cărăm, facem ceva. Oamenii ăștia care trebuie să facă ceva pentru comunitate. Când faceți, domnul Vici, când veniți acolo? Să vă ajutăm și noi, să vă explicăm, că nu mai trebuie luat. Poate să vă răspund? Așa o să vină măscați aia, câteva mașini, să omoară oameni acolo, să iau cățică de islat. Matale le împărță la oameni acolo și te-ai răzgândi pe urmă. Cine a făcut treaba? Miștocănele de astea, domnul Bobo, chiar nu are răzgândi. Haideți să lăsăm pe domnul viceprimar. Domnul viceprimar? Haideți să ieșim că împărțit islat. Doamna primar, când o să respectați Consiliul Local? Când o să ne ajutați cu dumneavoastră? Și respect cetățenii ca oamenii de acolo de zona, atunci ce faceți? Sport și coprinzător. Sunteți de acord? Ne ajutați? Vă ajutăm cum se dă. Am văzut și ele a luat. Păi a venit a doua, mi-a luat și lopata de mână și a încărcat în locul meu. Ați încărcat în locul meu în revorcă. Nu putem. Domnul Bobovici, ce-mi scuze, domnule, că te-am întrebat. Dumneavoastră n-am făcut nimic. N-am făcut nimic cu oamenii. Domnul Bobovici, vă rog frumos. Rămâne așa, domnul Vici. Rămâne așa. Acum, doamna primară a părăsit sala. Mai erau 4 persoane care cred că doreau să ia curs, să o întrebe, să pună întrebări. Ședința n-am declarat-o închisă, dar îmi pare rău că doamna primară a ales să părăsească sala. Domnul Velea, mai luați cuvântul? Eu vreau să iau și cuvântul, dar dacă doamna primară a plecat, eu aveam să întreb ceva, dar asta e, se întâmplă, știu, nu întâlnesc cu doamna primară. Doamna primară pleacă, că dacă face mișto așa unul de altă, ești bineînțeles. Nu putem să stăm aici. Și mișto, mai stăm până la genunchi, până la genunchi. Nu treci, domnul președinte, pe mine m-ai oprit. Domnul Boboc, vă rog, ia două oară, 3 oară când vă atrag atenția. Vreți să întrebați domnul viceprimar ceva, domnul Velea? Nu. Domnul Prisecaru, rămâne valabil în scrierea? Rămâne valabil în cuvântul domnul viceprimar, o să anunțe pe doamna primar, sigur. Vrea să știu când încep lucrările la drumurile comunale. Deci pentru balastare. Când se termină de a aviza proiectul de Consiliul Județean? Când ne aprobă, atunci plecăm. E vorba de balastarea drumurilor comunale, nu drumurilor județene. Comunale, da, nu a județului. Sătești, drumuri sătești, comunale nu avem decât drumul ăsta de C88. Drumurile sătești sunt prag de azi să începe lucrarea. Nu s-au făcut o ofertare, s-au celutat, s-au făcut contractul. Și ne-am vorbit de ce. Până nu se fac antimăsărătoare, se termine. Nu s-au terminat. Așteptăm să se clarifice cu ploile, ca să nu puneți balatul călcare e ploile. Exact. Adică să nu le ia ploaia din iunie, să le ia ploaia din iulie. Deci, posibil, dacă plouă până la primăvara următoare, e bine. Nu plouă la dumneavoastră în curte, domnul Budău. Domnul Budău, mai aveți ceva de... Trebuie să plouă. Domnul Budău, erați pe listate. Mai insist o dată cu canalul ăla care duce apa, care crea apa. La Crăiță. Să colmatează șanțul acolo de toți. Stugul, deci mai are un pic și nu se înfundă. Unde e? La Crăiță. Podul care traversează chiar în curbă? Da. Mă pot înscrie și la cuvânt? Nu, aici scris. Haideți să rădă. Domnul Budău. Eu vreau să vă punctez numai niște idei. Haideți să nu facem discuții individuale. Vă rog frumos. Răbdare 10 minute. Domnul Budău, vă rog. Eu nu vreau nici răspund, nici comentarii, nimic. Eu atâta vreau să vă spun. Dacă avem nevoie de bani mereu, de ce facem propuneri numai de a da mereu? Și nu am mai și încasat și am mărit venitul. Pentru că la nivelul comunii nu încasăm decât 9 miliarde și cheltuim 51 de miliarde, că nici mai rețin cât cu asta. bani pentru capele, fiind vorba de o civilizație, trebuie să dăm acolo unde pentru cameră mortoară, să nu stea să împuțească mortul acasă la om, să facem o civilizație și noi. Și prevăd și normele europene. Dar ce faceți în bătului de omul dău? Nu sunt oameni aici în satul, sunt orgeri care se pune bani, trebuie să-i facă statul, statul dă egal pentru toate comunități. Domnul Boboc, să vorbești permanent de program de austeritate la nivelul țării. Noi când vom face un program de austeritate? Că la noi este program numai de a da. Hai, domnule, să ne mai trezăm și cu picioarele pe pământul ăsta. Numai de a da și numai ne-a publicat și a ne arăta în fața oamenilor că noi dăm și lucruri. De ce nu veniți în ședință de Consiliu să facem și un program de austeritate? Eu, după mine, pe timp de vară, n-ar trebui să ardă becurile. Că eu mă trezeam la ora 5, răsare soarele și becul arde. De ce vă trebuie lumină pe timp de vară? Pentru că se întunecă aproape la 9:30 zășii și omul se culcă, că eu obosit de la prășă, de la coasă. Noi dimineața se luminează de până la 4:30, că m-am observat. De ce nu facem un program de austeritate să numai ca să avem venituri și să realizăm? Numai să cheltuim permanent. Mă, dar vezi, din era întunecată, era iluminat publică. Nu e adevărat. Din vitroierul unde am trăit cu picioarele pe pământ, am întocmit bugete ca lume, dar acum dacă ne-am luat după propunerea dumneavoastră, ar trebui bugete. Domnul Lilă, domnul Butnar, vă rog. Atâta. Doamna Nunuț. Domnul Agru i-a răspuns, nu era doar un monolog, dar lumina, în ceea ce privește lumina. Știți că plătim o taxă de bază, nu? Care prevede și iluminatul public în aia de siguranță națională. Nu, nu, aia e siguranță. Taxa de siguranță. Iluminatul nu e pentru siguranța publică? Nu, la asta ne folosește iluminatul? Și după aia vă dau un răspuns personal și o să vă supărați cu lumina de vă bate în curte dumneavoastră. S-a întors bec. Asta e o înreală pentru oameni slabi și minte scurtă. Dar mă iert că zic așa. Am mai văzut și lămpeat. Un om care se leagă de o lampă care e la poarta unui om, pe mine poate să o iei să nu fie deloc. Dar mi se pare o minte scurtă. Și ceea ce spuneați dumneavoastră de bani, de strâns, adunat banii. Sunteți consilierul doamnei primar, nu? Să fiți, o să-ți asumi. Să strângă, să colecteze bani, să gradul de colectare a banilor să fie ridicat. Nu s-a colectat de ani de zile, sunt oameni care are de 30 de milioane. Atât, doamna Nunuț? Da. Mulțumim. Televiziunea noastră, mai sunt și eu scris pe listă. Eu n-aș vrea să-mi răspund doamna primar la întrebări, pentru că doamna era cea mai în măsură. O să plec tot de la ce spune domnul Budău cu iluminatul. Păi, nu Budău, aveți majoritate de 10 pe subiect. Vă trece absolut orice proiect. Dacă vreți austeritate, păi de mâine faceți austeritate. Păi da. Câți urmați? Cine vă pleacă austeritate? Stingeți becurile. Stingeți becurile. Eu nu știu de ce nu vreau să ne spun acum, sincer. Că prea multă lumină. Și cu banii la curte, să facem austeritate. Vă rog frumos. Bănuiesc că v-ați dat seama că am fost ironic. Deci n-ai cum în anul 2021 să fii consilier local, să vii să spui că tu vrei să stingi becurile, să-i lași pe oameni întuneric. Dacă asta este... Bun, eu aș vrea să întreb doamna primar, dar poate știe domnul vice, când facem inaugurarea la podul Zodian? Ești prea curios. Termenul de finalizare era 4 mai. Bănuiesc că din moment ce nu a fost respectat absolut niciun termen, bănuiesc că ori am reziliat contractul, ori acționăm în instanță. Nu, contractul nu se reziliază, s-a prelungit 2 luni de zile, domnul secretar? 6, eu știu că 6. La inaugurare 2 luni de zile. 2, s-a pregătit treabă. Mi s-a promis că pe 1-a, 7-a utilajul va fi acolo. Eu de-abia aștept că primul lucru mă opresc acolo, că vin pe 1-a, 7-a. Da. Au zis că indiferent că plouă, că nu plouă, utilajul va fi acolo. Pe prima oprire, pe 1 iunie am acolo. Da, deci asta e un prim aspect. la fel am înfățit și cu școala Socodor. Aș vrea de asemenea să întreb pe doamna primar dacă în septembrie vor începe copiii în școală nouă la Socodor. Da, pentru că vor începe, da. Sperăm să fie așa. Da. Așa am promis. Vă rog frumos, dacă cred că din puțin respect mai răbdăm 5 minute. Vă și informez totodată, știți că eu am insistat mult pe partea asta de colectare selectivă, de colectarea gunoailor, pentru că, din păcate, suntem, nu noi, tocmai multe comune, dar și la noi sunt multe locuri unde se depozitează gunoi ilegal. Vedeți că se face o campanie amplă acum, se fac acțiuni, inclusiv reprezentantul de la Mediu și Garda de Mediu Bacău. Amenziile sunt de la 40.000 de lei, cam acolo eu am. Numai în București nu sunt. De la partidul. Dacă domnul Budău, vă rog, și la Horgești, dacă mâine ar veni Garda de Mediu, probabil fără ar găsi locuri. Și vorbiți-le în București. Tot spun, faceți campanii de informare. Până acum s-a mers pe scuza că nu există contractul atribuit la Bacău, pentru că nu se făcuse acel nou contract. S-a făcut, da? Deci SOM a câștigat licitația pentru Bacău și cele 22 de comune limitrofe. Deja au început să se împartă cu belele pentru colectare selectivă. Ar fi păcat, din nou, oricum am pierdut multe starturi, dar să pierdem din nou startul, să vină din nou cu tubele pentru colectare selectivă și lumea să arunce tot la un loc și tot. Domnul viceprimar. Aia contează și un pic civilizația. Păi da. Civilizația o dăm noi. No, da? Noi ca exemplu o dăm, dar să vedem cine o lumează. Exemplu și reguli clare. Reguli sunt. Păi tocmai, făcut întâi o campanie amplă de informare, după care cine nu respectă chiar sancționat, avertizat, sancționat. Numai așa putem să scăpăm de deșeuri. S-a vorbit de GAL, de zona defavorizată. Păi, dacă avem Recea, care totuși are asfalt, suntem la drumul județean și intrat la zona defavorizată, cred că și Galeriul ar trebui să încadreze. Partea asta de Recea, unde este asfalt, e partea ailaltă, dincolo de Părău. Ok, Recea e mare. Dacă și Galeriul, tot izolat, îl vădea, să zic, cred că ar trebui găsit o soluție să... Putem noi face demersul să încudem. Am făcut câteva investiții acolo, de drum, de poduri și... Trebuie plecat de la nivel de primărie, acolo unde noi trecute la zone defavorizate. Și un ultim aspect, asfaltul ăsta pe care s-a vorbit de el, că avem un kilometru de asfalt. Dacă nu intervenim să plombăm găurile alea care s-au făcut, se vor accentua și după aceea știm că va fi mult mai costisitor, ca orice. Luăm niște asfalt la Rece, găsim o soluție, dar bănuiesc că de asta sunteți aici. Plombat, pus niște plombe și rezolvate situația ca să nu se agraveze situația. Având în vedere cele menționate, sperăm să ne vedem luna viitoare, dar cu mult mai multe proiecte pe urmea de zi. Mulțumesc, închei ședința. Depinde de bani, domnule.